Was. Professional microphone. Atât am avut de spus, băieți. Aceasta este cutia, doamnelor și domnilor. Manual de instrucțiuni. În japoneză sunt alte 17 limbi. De prins pe birou, bănuiesc. La cum arată USB, USB-C. Scap acum de numirea de ăla pentru sunet. Oh, microfonul, care nu e așa de greu cum aș fi crezut. Și cred că asta e the piece of the resistance. Brațul de prindere. În fundal, puteți să mă vedeți pe mine încercând să fac asamblarea. E destul de simplă, n-ai nevoie neapărat de instrucțiuni, că sunt destul de intuitive ce și cum vine. Mișcarea brațului e destul de comodă, e ușor să-l miști, dar suficient de rigid încât să nu se miște singur sau să tot cadă microfonul în jos pe zi ce trece, deci are o poziție fixă. Ca materiale necesare pentru asamblare, n-ai nevoie de nimic out of the box, practic vine echipat cu tot ce ai nevoie. N-ai nevoie de șurubelnițe, șuruburi sau alte nebunii. Deci, practic, experiența e cât mai plug and play posibil. Deci, fraților, dacă n-ai luminițe, n-ai nimic. Asta am zis. Deci, luminițe astea fac totul. Am făcut acum un prim test. Am vorbit fără să dau drumul la filmare, că sunt handicapat. Dar se aude... N-am auzit încă cum se aude, dar îmi dau seama de la OBS cum se captează sunetul. Și sunetul de la PC și restul din jur, numai că momentan am geamul închis, nu se aude altceva. Îmi dau seama că este foarte limitat, nu prea îl captează, ceea ce este foarte good, că mă enerva foarte tare chestia aia. Și nu am făcut nicio testare, deci doar l-am pus în priză și l-am băgat la OBS să văd cum se aude. Ce este lorem ipsum? Lorem ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru litere respective. Ce este lorem ipsum? Lorem ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru literele respective. Ce este lorem ipsum? Lorem ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru litere respective. Ce este lorem ipsum? Lorem ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru literele respective. Ce este lorem ipsum? Lorem ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru literele respective. Ce este lorem ipsum? Lorem ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. Lorem ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru a crea o carte demonstrativă pentru literele respective. Perfect. Bun, axaco.ro, acesta este site-ul de pe unde am luat. Practic, pe Mag se găsește același microfon, acolo l-am văzut prima dată, doar că aici aveau ceva reducere și am să opresc ăsta că mă aud dublu și mă enervează de nu mai pot. Și avea ceva reducere și l-am putut cumpăra undeva mai ieftin. Am să arăt și diferența dacă nu o să fie prea lene la editat. Cât era pe Mag și cât am scos, undeva la vreo 30 de lei, cred că am câștigat, nu e cine știe ce. Bun, am mai multe chestii băieți aici, deci vă dați seama, este foarte sigur că microfonul este ok, având în vedere că următorul articol este ceva de articole pescuit.
când am intrat pe site și am văzut articolul pescuit lângă automot, am rămas un pic așa mai prost, dar revenind, apăs pe el și nu se întâmplă nimic, dar am să-l aleg de aici. Dacă mă lași. Deci nu merge apăsat pe imagine, merge doar pe braț. Ok, eu l-am pus în mesaj acolo și că vreau varianta pe negru, că dacă observați, ăsta e 239, mă duc înapoi, e 259, și dacă mai dau undeva pe aici, ajung și la 239, care e alt model, dar nu e modelul ăsta. Și când apăs pe ăsta, mă redirecționează la ăla, la ăla pe alb. Și l-am spus în chat că vreau, în chat, mă rog, în comandă, că vreau varianta pe negru, nu vreau asta. Și mi-a dus pe negru, am fost încântat. Bun, și acum să ajungem la descriere. Deci descrierea stă în felul următor. Transformă-ți experiența de înregistrare și comunicare cu noul nostru microfon cu lumină RGB pentru care este echipat cu toate caracteristicile necesare pentru performanțele de top. Ideal pentru gaming, streaming, podcasting sau orice alt tip de înregistrare audio, acest microfon profesional îți va îmbunătăți calitatea sunetului și versatilitatea, suntem mai versatili așa că jucăm Rocket League, în utilizare. Și cine știe, poate vei deveni și tu următorul mare star al tubului sau atât. Fă, veți, urmează. Eu. Deci asta e tot începutul. Dacă cumperi un microfon, o cameră, ceva în care spune că o să devii următorul star, mă rog, evitați că scrie poate, efectiv ești, e scris în stele. Bun, începem. Braț reglabil și montare de birou. Ceea ce am și arătat, cum se face, cum nu știu ce, e good. Rotire de 30 de grade, brațul îți permite nu știu ce. Dacă ai mereu impresia că vocea ta sună mai bine într-un anumit unghi, acum poți să-l găsești. Ia auzi, bă, sunt, e ca chestia aia, știi, că partea mea bună e partea stângă sau partea dreaptă, așa și cu microfonul, cu vocea, sau de mai bine stângă sau de dreapta. Versatilitate. Ajustează cu ușurință poziția de lucru pentru a găsi cel mai confortabil și eficient unghi de captare a sunetului. Nu mai ai scuze pentru a te plânge că stai incomod. Which is true. Ați văzut, pot să mă dau mai pe spate, să nu întind microfonul și... Mă rog, oricum aveam la căști microfonul ăsta de aici. Dar ați văzut cum se aude. Next. Capsula de 14 mm. Captare sunete de înaltă calitate. Microfonul este echipat cu o capsulă de 14 mm, asigurând captare clară și precisă a sunetului, ideală pentru toate tipurile de utilizare audio. Dacă sunetul tău nu e clar acum, poate problema e la sursă, nu la microfon. Bă, nu mă pune să schimb și PC-ul acum, vă rog frumos. Filtre anti-interferență. Ăsta este acel net de care se spune acolo în manualul ăla pe care l-am uitat să-l menționez 4 ori. Burete anti-spray. Sau anti-spray. Protejează împotriva interferențelor provocate de sunetele externe și vânt. Perfect pentru momentele când ai chef să faci beatboxing în fața ventilatorului. Hai, du-te, mă! Deci de lei aruncați pe geam. Acest ventilator, efectiv. Ia uitați-l, fraților. Aveam un adaptor. Care am să-l pun aici. Test. Fără beatbox. Cu beatbox, fără ventilator. Să vedem. Se mai adevărat ce spun băieții ăștia. Ia să vedem. E fain că simt cum intră aer în gură când țin ventilatorul ăsta aici. Bine, acum nu o să țin nimeni ventilator fix în gură, așa că încercăm și fără. Filtru pop demontabil. Elimină zgomotele nedorite pentru calitatea superioară a sunetului. Adio sunete ciudate și neintenționate de pop, pop, pinch, cum făceam în Rocket League. Pinch. Funcții avansate de control. Buton touch pentru funcție mut. Activează rapid funcția mut cu un simplu touch, ideal pentru momentele când trebuie să ascunzi zgomotele suspecte din fundal. Da, fix câinele lată la fantome. Mi-intră băieți în casă, n-ai văzut ce câine care l-a trafantomit. Buton de reglare a volumului, ăsta de jos, mă rog, nu mai vezi, dar voi l-am arătat.
Controlează volumul direct de la baza microfonului pentru ajustări rapide și precise, nu trebuie să mai cauți butonul de volum pe ecranul computerului. Salvezi timp prețios pentru gaming și sau podcasting. Ok. Conexiune și monitorizare. USB. Simplu, eficient, aproape la fel de simplu ca să-ți torni o cafea dimineața. Ok. UFO jack 3,5 mm. Funcție de monitorizare în timp real pentru a asculta exact ceea ce înregistrezi. Perfect pentru cei care sunt perfecționiști ai sunetului și vor să fie siguri că totul sună impecabil. Deci dacă îmi pun aici, numai că până îmi găsesc ceva cu jack, o să-mi doresc o grămadă, că nu mai folosesc nimic cu jack. În afară de căștile astea pe care n-am să le scot în spate, așa că pare sori. Stabilitate și calitate. Microfonul este prins într-un suport anti-shock care reduce vibrațiile și zgomotele nedorite, așa că nu mai trebuie să-ți faci griji dacă ai obiceiul de a bate cu pumnul în masă de entuziasm. Hai, du-te! Bine, acum se aude tastatura, dar... Bă, ferească. Cred că rămân fără birou după videoclipul ăsta. Iluminare RGB. Efect de lumină dinamic. Personalizează spațiul. Fiecare stream va arăta ca un adevărat spectacol de lumini, bă... Ce vorbești? Dacă mai pun și LED-urile de pe spate să facă și ele lumini, deja ne cam întrecem, doar zic, nu dau cu parul. Plug and play fără necesitatea driverilor, instalare rapidă, chiar și bunica t-ar putea să-l instaleze. Bă, nu am pe bunica aici, dar aș pune să văd dacă reușește să instaleze driverul ăsta, microfonul ăsta. Compatibilitate extinsă, compatibil cu 99% dintre dispozitive. Nu este compatibil cu Xbox. Deci, Xbox fan, e timpul să vă reevaluați alegerile. Și microfonul ăsta vrea să pornească un beef între Xbox și restul platformelor. Nu știu ce să spun despre asta. La frecvență, la răspuns de frecvență, văd că e cam mare. Asta știu că era mai mic de obicei pentru microfon, era mai pro, dar nu cred că e așa de... Nu contează așa de tare că nu o să vorbesc eu cu așa o frecvență descăzută. Cu acest microfon pentru calculator te vei bucura de o claritate audio excepțională și un control complet asupra înregistrărilor tale. Este partenerul ideal pentru orice proiect audio, fie că este vorba de gaming, streaming sau podcasting. Încearcă acum și adu-ți sunetul la un nou nivel de profesionalism. Și cine știe, poate pisica ta va începe să toarcă pe ritmul EGB. N-am pisică. Bă, cam asta a fost cu unboxing-ul și cu testele. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Dăut și până data viitoare o zi bună. Pa, 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 pa. L-am pus în priză și l-am băgat la OBS să văd cum se aude. Acum. Se aude. Acum. Pai, m-am șocat foarte tare. Efectiv, a vrut cineva să intre în cameră, în casă, o da pe clanță și după a bătut la ușă. Și m-am dus să văd cine îi, am deschis ușa, era un țigănaș, m-a văzut face. A, și-a plecat. Efectiv, a plecat.